refer că nu m-am implicat în ceea ce privește achiziția de jucători, numirea unui antrenor, pentru că nu sunt o persoană care să stabilească cine joacă pe teren. Noi doar ne-am implicat ca și primărie în asigurarea finanțării acestei echipe, lucru pe care l-am făcut și îl facem în continuare. Și aș vrea să luați legătura cu cei din conducerea clubului, deoarece cred că această lipsă de performanță a condus la niște măsuri pe care ei le-au luat. Da, ni s-a solicitat suplimentarea finanțării, s-a luat în calcul acest lucru, dar, repet încă o dată, este nevoie și de rezultate acolo. Echipa va primi în continuare, dar va primi o finanțare direct proporțională cu performanța pe care a făcut-o. Din punct de vedere tehnic, noi, primăria municipiului Brăila, nu dăm bani pentru echipa mare sau pentru echipa de juniori. Categoric și 10 milioane sau 1000 de lei folosești echipa de... Numai un pic, ca să dăm răspunsul în comun. Noi dăm această sumă de bani asociației care are echipa mare, echipa de juniori și de asemenea grupele pentru copii. Am înțeles că sunt în jur de 300 de copii care fac gratuit cursuri de handbal. Aceste cursuri intră din finanțarea de la bugetul local. Cu siguranță da.